Salutare, prieteni, bine v-am regăsit la un clip Forță Rău de Tot. În seara asta, în ziua asta, în duminica asta, vom face un nou episod din seria voastră favorită de review setup-urilor. Caterinca Rău de Tot, să râdem putere Rău de Tot. Acest clip este sponsorizat de VIP CDK Deals. Intrați pe link-ul din descriere, au super reduceri de Black Friday la licențe pe viață. Dați și voi un like și un subscribe și un follow pe Instagram, Aron Stresul. Mamă, ce tare e palm restul ăsta de la tastatură și cordonul ăsta. Umbilicul ăsta nenorocit. Monitor curbat. Și ăsta la altul e și ăsta monitor curbat. Băiatul ăsta s-a curbat de tot. Uitați-vă puțin ce a pățit alimentarea asta aici. A dat-o cu... a făcut-o pe aia pe vechi. A dat-o cu bandă izolire de sus până jos. Nu știu cum îl cheamă, dar sunt sigur că îl strigă sărăcie măsa prin casă. Avem de-a face cu alt român tipic care stă cu chirie și abia a pus ban cu ban să-și ia un birou de la mâna a doua de la Dedeman. Tastatura a furat-o direct de la sala de informatică de la liceu. Mouse-ul AOC. Să moară viața mea de nu i-a dat direct scheaveș dintr-un gunoi. Sau l-o fi primit bonus la monitor, că nu știu ce să mai dea ea să cumpere cineva vreo japiță de monitor, ești nebun? El rege! Se delectează cu 3-in-1, cola, sticla asta de Bucovina o țină să se ducă să recupereze 0.5 pe ea și mai bagă și sticuri în ambele nări. Placă video RX 6800. De bă, de ce posesorii de AMD sunt ultimele sărăcii de pe lumea asta? Și parchetul, nu uitați bă, nu uitați că parchetul ăsta a fost recondiționat, bro. Ăsta în sfârșit e primul român din istorie care știi când te duci să cumperi un apartament de la mai vechi, tot zic, a nu, parchetul ăsta e de lemn masiv, merge recondiționat, frate. Lasă că ți-l recondiționezi tu, frate. N-a recondiționat nimeni vreodată în istoria României parchetul ăla comunist. Cine l-a pedepsit? O capi în caz că n-ai văzut, aici e dulapul. Oricând trebuie să fie pregătit să intre în dulap. Să mordă, nu ai dreptate și cu parchetul și cu chiria. Eu sunt ăla. N-are nimic rege. Ce le faci? Deci vă zic 100% că Vali e același sclav de anul trecut cu aia. Deci are un mouse de ăsta vai morții lui, de la lua la pachet cu tastatură și cu mousepad și are un, bă, nici măcar PS3 nu e cu aia. Are direct PS2 sărac. Vă zic 100% că a mai trimis setup-ul ăsta. Da? Ce vrei mă, clienții mulțumiți întotdeauna revin, bă. Pula, veniți bă și voi cu glume mai noi în pula mea, că pe ăsta cu butoiul de varză și mașina de tocat iarbă l-am mai văzut odată, mă. Dar e vechi, mă, e vechi, trece și voi înapoi în 2025. Bă, băiatule, bă. Mamă, dar cum morții lui merge calculatorul ăsta fără curent cu aia, ești prost? Lângă are șemineu? Ce să aibă, mă, că pe vremuri se făcea duș fără haine în beciul ăsta. Setup-ul de acum un an și setup-ul de acum. Mamă, uite ce era la ăsta aici, mâncați-și gura ta. Ultimul jeg uman. Ia vezi cotețul ăsta, SSD-ul ăla prins în nimic. Murim, geapulane, un client returning customer. Și băiatul a învățat de la meseriaș. Mă rog, n-a învățat cum trebuie, că trebuia să-și ia RAM de 3600 și placă de bază cu mai mult de 2 sloturi. Nu trebuia să-și ia sursă de 850W. A dat 5 milioane pe carcasă și 4 milioane pe placa de bază, respect plus. A mai trecut și el la secolul ăsta, la universul ăsta. Și a schimbat și parchetul din cameră, a renovat, a mutat lepra, mă, și a luat apartament cu prima casă, mă. Opa, ia uite ce periferice frumoase aici, mouse, steel series, pada, kiris, microfon, nu știu ce e. Acum nu mai stă să mănânce din scrumieră cu tot cu scrum de țigare și cu alune și cu coș. Acum uite băiatul meu își pune suport de pahar să nu care cumva să-și murdărească masa nouă plină de sloboz, uite și a luat și de astea de să-și facă cable management. O, dracu de homosexualul, dracu, scoate-ți dracu degetul mare din curi, ești nebun. Potolește-te, nu uita cine ești, că ăsta ești tu cu adevărat, ești nebun. Stai de la mă, bărbat transformat în femeie, să moară viețile mele. Ce pot să zic? S-a mutat la casă, nu? Ăsta a dat de bani, mă, sclavul ăsta s-ar putea. Mamă, ce înseamnă să se scumpească Bitcoin-ul, cu aia ești prost? Că uite, și-a luat până și robot. A ținut să ne arate opulența de să-și ia robot. Ține, frate, formula sexului, frate. Cum te-ai îmbogățit așa, frate? Te-ai ajuns de ești plin de bani, femeie independentă și plină de bani. De fapt, lasă-ne dracu direct link-ul de OnlyFans, mie îmi zici. Deja știm care e youtuberul lui favorit. Asta vreau să văd. Cont pe sub... A, gata, mă. Ia gata că nu mai zic nimic de băiatul ăsta cu aia, că omul de fapt uite, se vede de aici care are 3 zerouri în balanță pe Superbet. Vedeți, mă, dacă vă faceți cont pe Superbet, ajungeți de la așa ceva și stat cu în beciu măsii. Uite aici, la prima casă, frumos, setup, nota 10, ești nebun la cap. Și ne-a pus și poză, mă, uite, mă, aia e și biker cu aia. Aici a făcut, mamă, ce slab eram, ce arătam a om aici, cu aia, mâncați-i gura ta. Acum arăta omul care l-a mâncat pe omul din poza asta, ești nebun la cap și nu mă refer la ăsta din dreapta, că e nevoie de 5 bărbați să se sature cu grasul ăsta, ești nebun. Îmi veneau până și Adidas și ăștia, acum nu mai mă un cap de unghi. E Go Rider ăsta cu aia? Ce dracu vrei, mă? La ușă. Calculatorul la ușă și ia, cu tot cu șpagă. Hai. Va ajunge, 1 milion, potoliți-vă. Ia, cu ce vrei să mergi? Cu Octavia, cu Clio, cu ce vrei să mergi? Alea sunt junghiuri, nu poți să mergi. Da, e, nu, păi, atunci ia și bagă-ți motorină. Stați așa, că nu e așa, mă, cavaș groavă. Se vede cine e youtuberul lui favorit. Și ăsta ce pula mea, dragonii, ești nebun la cap? Uite, fumează Icos. Ce dracu sunt astea, mâncați? Suport de monitoare înclinate? Ce dracu sunt astea? Dar are și ăsta RGB?
Heroșanu din Dota 2. Astea ce morților sunt? Ce sunt astea, mă, mâncați-i și gura ta? Reactoare de avion nuclear? A, evacuări de avion cu reacție? Ce pula mea sunt astea, mă, mâncava și gura? Laserul din Măgurele e Boxer Razor tip proiectil. Caterinca, gălușca asta de aici ce dracu e, mă, măriga asta? Ce înseamnă Eco Dota? E gen Alexa, mă. Ar trebui să meargă măcar de 6400 pe placa aia de bază, da. Stai să dai de 3 ori prețul unei plăci de bază normale, doar ca să-ți meargă niște RAM, nu știu ce să zic. A dat pe placa de bază cât a costat și procesorul. Bravo, frate. Un setup nota 10 din 10. Tare setup, frate. Îl stăpânești sănătos în mintea mea, sper să-ți ardă toate becurile. În sfârșit, un român adevărat. El se intitulează simplu Adiță. Și e un om de puține cuvinte și mai puține imaginații. AMD cu cooler stock, are nevoie de cooler, mă, nu e caz. Măcar e fan dedicat Achilles, frate. Dar el a zis că nu poate să facă gaming și performanță nici sport cu mouse Achilles, așa că și-a cumpărat un mouse Red Dragon. Care ați dat drumul la hidrele astea, mâncava și gura voastră. Tot de mine ai făcut și calculatorul ăsta? Nu pot să cred că asemenea țeapă am dat. Nu e făcut de mine, mă, n-am cum. Eu nu pun, de unde să pun eu cablu stata roșu? M-am speriat un pic, ești nebun. Ventilatoarele de sus bagă în loc să scoată? N-a avut nici el chef, e și el un simplu om, ce vrei acum? Lasă-mă 5 ventilatoare, bagă și unul scoate. Păi vedeți, mă, idioților, știți de ce le-a pus pe astea de sus așa? Ca se vadă frumos pe exterior cu aia, că aspectul contează. Ia să vedem ce are Warbringer din Mexic. Hola, mami, chulo, ciapi chulo. Mamă, să moară frații mei. Băi, cred că trebuia să ne lași link de donații cu aia, să-ți trăiască familia ta. Bă, nu mai ai bani de bilet să te întorci acasă, mă, sărăcia, drag. Măcar ai pus chorizo pe pizza aia sau ai cerut numai sos de bărbat mexican? Ai ajuns în Mexic, primul lucru pe care l-ai făcut, ai sub topulă cu mustață, ești nemon, să te obișnuiești cu gustul, știi, cu culoarea locală. Să-ți donăm, bă, să te repatrieze cu aia. Să-mi zici dacă vrei cu picioarele înainte sau să-ți comandăm avion de lemn, ești nemon, vrei la bagaj de cală? Cât pula mea? Cred că 20.000 de pounds de la ăia mexicani să te aducă înapoi în România, sincer, de pesos de aia. Adevărat, rege, mai donează o dată și lasă și revolutul. Măcar cola aia mexicană pare că are gust bun. Oricum n-are sens să ne agităm prea tare, mă, cu băiatul ăsta, că la câtă colă bagă, mâncava și gura voastră. Cred că de-aia l-a luat, mă, mai e și puțin tuciuriu, mai bea și puțină colă, se identifică unul la unul cu mexicanie. Andrei, scuzați de dezordine. Să moară frații mei de nu în camera lui ăsta, e un șoricel care se fute în cur cu un motan, care se fute în cur cu un iepure, care ăsta le adună slobozul de pe jos, ia. Futu-s morții, mă, de cangur. Pula, asta e poză de pe net, mă, ești nebun. Tu ești, mă, toboșarul. Tu ești toboșarul care cântă la cutii de Monster și la parfumuri Pantene și Impuls. Te, mă, pula mea, și vino cu poze adevărate. Asculți Delfines All Around the Fur. Mai du-te în pula mea. Dacă puneai o poză cu mine, mai ziceam, te credeam că ești tu. Lăsați pozele de pe net. Mamă, deși să moară mama de nu. Degetul ăla mijlociu mai mare decât degetul ăla mare, mamă, ce l-aș suge. De la piciorul stâng i-aș suge degetul mijlociu și piciorul drept să-mi bage direct degetul ăla mare, să-mi-l bage în cur, mâncava și gura, așa, uite așa să intre. Mamă, să-l scape în... Bun, nu mai donați cu picioare dezbrăcate că pula n-are car. Sincer, fără gheizme, direct la Sconi votez. După vine Edis și ne arată noul lui monitor. Monitorul de 70 de milioane, păcat care s-a luat după prostul de Magnusica să-și ia monitor 4K. Și acum are un monitor de 32 de inci cu aia pe care el încearcă să facă gaming. Și când se uită pe radar se uită așa, când citește chat-ul se uită așa, când vrea să vadă câte gloanțe are se uită așa. Și când cumpără un meniu, uite așa se uită la Killfeed, ești nebun? Bravo, frate, ați făcut și gaming, bravo, băieți. Continuați tot așa, viitorul vostru în gaming e strălucit. Păi și dacă îți cumperi monitor de 32 de inci și când te joci îl pui pe 24, cine-i dobitocul? Scuze că te întreb. Fabian, care, doamne, ce morți lui e jegul ăsta de calculator coaie. Ultimul chici de calculator coaie, ultima infecție, RAM-i albi, Lexar, ultima țeapă de RAM, sunt ultimele sărăcii, cooler pe alb, altă corcitură, carcasă pe alb și placa video pe negru cu aia, ultima țeapă infectă de placă video, placă de bază, vai morții ei fără VRM-uri. De unde pula mea ai luat țeapa asta de calculator cu aia? i5-12400F cu B760 cu 16GB de RAM cu 4060, aka PC-ul de 4000 de lei din descriere. Pare făcut de ultra? Nu e cu aia, e calculator făcut de mine, am zis la mișto să te zratați, fătu-vă morții în gât să vă fut. Și monitorul Dell de 280Hz. Deci te-am făcut om, te-am învățat să-ți iei și monitor, ți-am făcut și calculator și acum tu să zic că tu mi-ai vândut o stăpine, dar mă, știu că e făcut de mine, am zis la mișto să te zratați. Nu dracu să nu recunosc creațiile. Acum să vreau să cumpăr RAM Lexar alb, nu găsesc de unde să iau, ești nebun? I-am pus alb cât am avut alb. M-am și slobozit un pic să-i pun niște alb pe placa video, ești nebun? S-o fac dalmațian. Până și sperma mea e electroconductoare. Băgați un respect plus și pentru mocheta asta. Mocheta asta care e din anul 1995, dar încă rezistă, bro. Urmărește ce trebuie. Like nu dă, fătute în gură să te fut, măcar are toate notificările active. Uite, uite-te coaie, om. Îi iau, îi fac calculator cu
coaie. Îl învăț să-și cumpere și monitor ieftin. Le trimit, îi creez toate condițiile să facă gaming de performanță și el intră și nu dă like la live coaie. Ce să faci, mă, cu asemenea oameni, mă? Astea-s poze de pe net, coaie. Dacă aveați voi setup-ul ăsta era tare. Dar așa ce fac? Comentez la poze de pe net. Mouse Microsoft e sistem ăsta, Resident Sleeper, ești nebun. Gen, se vede după cum arată și după tot designul ăsta, dar aici se vede că nu e setup de român. Caternic, oricum tastatura și mouse-ul și astea-s noi. Un ventilator de exhaust de 72 sau cât dracu e ăsta, 52, 72 cred că e. Bine că mai are DVD-ul și toate astea. Tare, dacă era făcut de tine era și mai tare. Are dreptate și Pola. Ultimul retardat. Îmi zice să-i dau numărul și efectiv scrie numărul în poza unde e adresa. Bă, nu se poate, bă, așa e incapabil uman. Așa e incapabil uman, bă, să stea să-mi scrie, bă, când efectiv are numărul de telefon în poză, mă. De asta, bă, nu e în stare, bă, să-și ia permisul la 29 de ani. Mare setup, mai bine îi dau foc, parasinus. Așa arată un setup din România. Românilor le-a ieșit rușine să aprindă becul să vedem efectiv ce setup au. Ei îmi trimit poză, nu știu, să vedem monitoarele, să vedem niște lumină. Pula mea, lasă că am mai văzut lumina, avem și noi acasă lumină, mâncați-și gura ta. Apăsăm pe prostia aia de plastic de cum intri pe ușa pe stânga și se aprind luminile, ce crezi? Pe clapele alea de pian puse vertical așa lângă tocul ușii, dacă apeși pe ele se face lumină, știi? Legenda spune că birourile sunt cele mai tari mousepad-uri ever și cele mai longevive, de nu se strică niciodată. În rest bagă carpaz la greu, cred că de asta, bagă și țigări și iOS ăsta, coaie. Îți dai seama, fumează la două capete, regele. Setup-ul, dacă interesează pe cineva, oricum nu vedem nimic. Dar și-a pus și el monitorul gen să nu-l vadă, știi? Că ar fi putut să-l pună pe partea stângă, dar pe partea stângă are nevoie de lampă aici ca să vadă să scrie la tastatura asta iluminat. Păi eu că dă cu mouse-ul monitor 100%, păi dau eu. Dau și eu la PC-ul de gaming cu mouse-ul monitor. Eu tâmpenie să ții monitorul pe partea dreaptă așa, sincer. E microfon pe stânga, bre? A, ăsta e microfon, mă. Păi nu-mi dau seama, mă, de ce pizda, mă, tine-ai aprins lumina, coaie, să vedem setup. Că de asta se numește review-ul setup-ului și nu review luminii albastre de la monitor. Că trebuie să vedem ce e pe masa aia și cum arată calculatorul, bro. Doamne, prea prost, coaie. Deci e posesor de RX, de asta e atât de prost, nu vă mai întrebați. Marele Herb, milionarul în Bitcoin, din străinătate. Padu, bineînțeles, atașat emoțional, nu are de gând să-și cumpere altul. Și după cum vă uitați, îi place să se joace și cu mâna stângă și cu mâna dreaptă, că are doi mouse. Ce înseamnă tastatura Wooting 80H? Că am primit și eu mail acum că o să-mi trimită tastatura Wooting H. E tastatura de 20 de milioane, știu, Mac, că mi-am comandat și eu una, regi. Sunt ca Imogen. Bine că n-am luat tastatura decapotabilă, ești prost la cap, că îmi înghețau degetele când tastam, ești bun acum pe vremea asta. Caloriferul se vede că e cu volan pe dreapta. Ia Anglia după calorifer. Da, și ia trimite-ne setup-ul tău, frate, dacă te ține. Să ne distrăm și noi un pic. Nu vrea să trimită, mă, la bagiu, coaie. Selene s-a ascuns toate rolele alea de... Coaie, dar uitați-vă la ăsta, coaie. Pe gay closetat, coaie. Omul are priză roz, bro. Prelungitor roz. E prima oară când văd pe cineva cu prelungitor roz. Bă, n-are nume de femeie ăsta, coaie. Lazy Titan. Mamă, cred că Lazy e pula asta de țintră în curi, ești nebun la cap. Îți place să stai așa Lazy Titan pe o parte și să bage unul mâna până la cot în cur. Așa îi place ăsta, e pasiv 100%. Ce-mi pare rău de tine este că se cam vede că locuiești direct pe podea, să moară frații mei. Bă, voi observați că ăsta nu are birou, coaie? Are direct podea, că și draperia asta îi ajunge până jos și nu se vede nicio margine de birou, nimic. Și încărcătorul e direct pe jos. Omul stă pe burtă, coaie, când folosește laptopul. Omul e Fanny Rafael, a luat numai GIF-ul aici cu codul iRafael. GIF-ul bea, poate sunt pline alea, cine știe. Arată Caterinca și tastatura asta. Mă rog, nu trebuie să fiți invidioși pe el, că după cum vedeți, ce ăsta face gaming din dulap, ești nebun? Păi, dar ce-a făcut băiatul ăsta aici? Cine v-a lucrat? Mamă, Ryzen 5 5600X cu placă video RX 6600, regele. Omul a cumpărat bonsai de, cred că s-a dus cu măsa în dedeman și a zis că nu plătește de la el. Nu e grădinar, coaie. A pus și extra tastele de la tastatură, n-a irosit nimic, regele. I-a picat până și mașinuța aia la Kinder fără surprize. Hai să vedem un setup adevărat de baștean, adevărat rege, adevărat numărul 1, mă, să moară el și noi. Aha, setup mieunel, coaie. Ce tare e pisica aia? Păi am și eu la fel, coaie, ăsta e PC-ul mieunel. Zi repede, unde ai văzut carcasa asta? E forță rău PC-ul? Mă bucur că vă place. Pregătiți să vedeți un om care nu vrea să evolueze deloc. Vreau să evoluez, dar n-am banii. Lasă, frate, că nimeni nu s-a născut cu bani. Pentru donații dați-mi mesaj în privat, să moară părinții mei, auzi ce zici. Măcar omul bea apă, frate, e natural, că n-are bani de suc. Joacă pe diagonală. Nu, eu jucam pe diagonală, pe superbet. Pații ștălpile tale, ești nebun. Se vede că stai cu mota. Direct față de masă pe masă, ești nebun, respect. Dar nici măcar nu aveai o față de masă de aia pufoasă, coaie. Că eu aveam o față de masă pufoasă. E tufă asta, mă? Mamă, e tare, coaie, dacă au gândit-o așa. What the fuck? Stay tough, știi ce zic? Bun, asta mi-a plăcut, respect plus. Alin Hater, ia să vedem pe Alin Hater, mâncați-și gura. Ce să hate-uiești, mâncați-și gura ta, că îți dai toți
banii pe manga și ai căști din 1950, mâncați și jurată. Astea au fost primele căști inventate, nu vezi că au rămas cu culoarea de la calculatoarele alea, dar cu carcase albe de pe vremuri, de le puneai orizontale și puneai monitorul peste ele. Bine că ai țigări Marlboro și brichetă de aia de la cum morților le zice, mă, brichetele alea șmechere. Dar și ăsta cred că e fake, ești nebun. A, și are Glock? Păi nu mai zic nimic de ăsta, mă, e posesor de armă albă, bă, îți dai seama, zipo, așa. Măcar mouse-ul și căștile ai reușit să ți le cumperi și tu originale. Mamă, știi ce era să zic cu aia? Ia uite, bă, ce monitor retardat și-a luat ăsta cu aia. Are racord pe la colțuri, are colțurile decupate, ce monitor retardat, ce monitor ratat. Dar am uitat să zic că sunt eu retardat și ratat, dar am scena decupată pe la colțuri, mâncați și jurat. Nu mai zic nimic, asta e, nu vreau să dăm numele. Păi, dar și ce mă miră? Pe colțul ăsta dreapta jos nu e decupată cu aia. De ce nu e decupat? A, nu se vede de reclamă. Cu aia adevărat, de ce pula mea e așa? Acum văd. Magnusii, ștourile noastre, n-ai de unde să. E easter egg, e easter egg, ești prost? Păi, mă, sufocă pisica să moară frații mei. Bă, dă-te, te pui cu curul pe fața mea. Zi unde vrei să stai, Ghezi, explică-mi și mie. Dă-te aici, a. N-ai bine de grăsan mic ce ești. Bă, te-ai făcut dita mai animalul, vrei seara cât erai, Ghezică? O muscă de pisică erai. Uite atâta, ăsta ești tu, Ghezică, vezi de ce mic era aici. O gâldeață nenorocită de pisică și acum ești dita mai animalul, dar nu te mai cuprinde lumea să mă bată tot. Ridică toată șmecheria, cablul de la tastatură. Mamă, ce boli are și Magnus ăsta. Boxele nu le-a trecut în calcul. Trust negre, fiindcă el nici nu le mai vede, că e singurul lucru negru din tot setup-ul lui alb imaculat. A, Zephyr White, ăsta e ultimul mouse de la Achilles, nice. Păi da, dacă e Zephyr White, unde dracu e chargerul wireless? Sau nu e alb chargerul wireless și de-aia nu l-ai lăsat pe birou? Resmec! Stați un pic, hai să ne gândim un pic cine e ăsta, Funko Pop ăsta. Vă dați seama vreo unul reușit să recunoașteți ce Funko Pop e ăsta? Că nu cred că e Michael Jackson. Că văd că e îmbrăcat cu alb, are ceva pantaloni de piele și o curea roșie. Cred că e ceva din Star Wars cu aia. Nu e Michael Jackson, mă, să moară Michael Jackson. A, Slobot, chiar e Michael Jackson? Slot a răspuns, da, e Michael Jackson. Michael Jackson? Păi și ce Michael Jackson am cu aia? A, adevărat, am alt Michael Jackson eu. Da, mă, da. Mamă, triplu setup, mâncați, și are și ceas pe perete cu aia. Tastatură Razer, mouse Logitech. Bă, Ghezică, ce ai făcut, mă? Te-ai apucat să o muși pe aia? Are chef de joacă, Ghezică. Mogâldeața dormea și s-a dus, i-a dat gang. Țigareta, țigaretă, bărbat adevărat pune paharul direct pe birou. Nu are nevoie de suport de pahar. Cub Rubik pe care nu a reușit să-l rezolve în viața lui, că e la limită cu autismul. E la un pas să fie internat în sanatoriu și încă un pachet de țigări. Omul e un om cu probleme de răbdare și trebuie să bage țigări rău de tot când nu ies pasențele cu cubul Rubik. Aici și-a luat Old Spice, îndemnat de youtuberii lui favoriți. Pastile Orbit, că îi pute gura, dar nu poate să stea nici măcar, nu poate să se apropie de monitor în ce hală îi pute mouse. Pusă de la Mobile Fox, mouse de la Achilles, tastatură de la Achilles, căști Achilles Vega. Mamă, băiatul ăsta chiar e... Nu-ți faci, mă, și un cont pe Crypto.com să-ți trăiască ție? Fă și un cont pe Crypto.com, că cred că primesc $100 referral. Sincer, că văd că oricum ai cumpărat tot ce ți-a recomandat vreun influencer în viața asta, tu ai cumpărat, ești nebun? Mai puțin să-ți iei bilete și la rel să te duci în public, respect. Mă, în ce pula mea, că mare stai cu aia. Bro, ce bolrare ai, mâncați, ești gurat. Mă, ce dracu ai pe aici cu aia? Stai în cămară cu aia? De ce ești cu borcanele de miere lângă tine, cu d-astea de suflat în nas cu aia? Ce pula mea e cu aia? Are portofel cu piele de șarpe meu și icoana lui Iisus Hristos și bagă și semințe, Gili. Și are și cană portocalie cu alianța PNLP de aici, nebun? Alianța Dreptate Adevăr. Are bețe de alea de miros frumos. Am și eu de alea, nu trec prin camera aia din cauza lor. Deci ne-a pozat aici, ce e în spatele monitorului. Și-a luat ultimul model de iPhone, deci o foarfecă, suport ăsta de perete. Cu aia am și eu un suport ăsta de perete, dar nu știu pe unde dracu l-am pus, în caz că are cineva nevoie. Ăsta de nas, cheia de la intrare, un dop de vin de 2 ani de zile de plută, brichete, țigări electronice, un setup perfect pentru anul 2015, ocupație, post student actual trântor. Păi să nu te apuci de muncă, mă, mâncați ești gura ta. Dar se joacă într-o parte, poate și îndreaptă monitorul, mă, dar uite-te cum stă la birou, ești nebun. Hai să-l vedem pe Saxon, versiunea de când s-a întors în România. Regele repatriat, mă, ia să-l vedem. Uite, mă, mare boss, ești nebun. Ce tare e scaunul ăsta, ce scaun e? Carcasa aia pare a fi ceva Corsair, mouse Corsair, pad Corsair. Vă dați seama, carcasa Corsair. Probabil pune și tastatura aia e Corsair. Încă mai are telefon de ăla, de nu știi să formezi pe el. Tastatura e 17 milioane, nice. Ăla e telefon burner de dealer. A, ăla fixul. Mamă, dar uitați ce avem aici. Păsărăcie, păsărăcie, i3, i3. Dar băiatul meu are Porsche Cayenne din 2005. Dă-i 5.000 de euro mașina
dacă o vând ăștia că e impozitul prea mare, consumă ca un tractor, ești nebun? Are boxă pe unitate? A, boxa asta pe unitate. Da, mă, ce, ești nebun? Dacă nu are ventilatoare pe carcasă, măcar o boxă să agite puțin praful, nu se așeze praful cum trebuie, înțeles? Portofelul ăsta nu vedeți cât de subțire poate să fie, ești nebun? A, zicea că e student băiatul ăsta. Voi ziceți că băiatul ăsta are bani să bage în Porsche-ul ăla? Uite, mă, că n-arată rău. Ma, coaie, e laptopul în aer, levitează, ești prost? What the fuck? Care designul, coaie? Dar pe peretele ăsta ce dracu ai? E tapet? Un covor de ăsta cozy? Dacă îl scuturi puțin, cad mai copii morți din covorul ăla cozy, dar nu vrem să dăm numere. Arată bine, e mișto birou ăsta, lung, greu de tot. Uite, deja se vede din poză că se încovoaie. Pentru băieții cu OCD merge aici un canal cablu, mâncați-și gura ta că ne-ai omorât, bă. Eu n-am, poate să-mi vină cablul ăla să dea de două ori ture în jurul gâtului, poate să-mi dea canalul ăla, să mă spânzur de grinda asta de el. Dar sunt băieți care au OCD pe cea gen Magnus. Ia zi, Magnus, îți place cablul ăsta, mai poți? Omul deranja un cablu de la tastatură care e absolut natural. Da, cablu de la dita mai prostia asta. Să nu mai zic ceasul ăsta că dacă stingi toate becurile, mâncați-și gura ta, nu poți să te joci de ceasul ăla, trebuie să stingi și ceasul. Și are două scule de astea de fumat și un Xbox. Da, pot să zic că nu cred că este absolut straight băiatul nostru. Vedeți aici că avem și setup-ul lui Luca Beats. Mâncați-și gura ta, ia vezi. Aici mai și cântă, mai stă și la butoane. Mare setup de musical artist. Mamă, cât a scris băiatul ăsta, n-am de gând să citesc așa ceva. Cât mai e un microfon de ăsta Galileu? Că nu mai am loc de el în casă. 300 de lei a ajuns. Cred că îl dăm giveaway, mă. Dar e tare că vine și cu braț, și cu pop filter, și cu stand, și cu toate astea de, și cu RGB. Bă, trebuie să iau și eu un suport de ăsta pe perete, mă. Deci ăsta e setup-ul lui Buhuhu Drace, care și-a prins volanul, filmează 7 feluri de ICOS și de TRA și de toate astea. Uite, mă, ce e ăsta, mă, de unde ți l-ai luat, de la ce e? Uite, mi-ar sta perfect cu o chestie de asta pus acolo cu aia. Ce părere aveți? Ar fi bine una de asta cu RGB? E de la IKEA, RGB e pus manual, banda aia. Nice. Regia, astea-ți vei greu de tot cu fața lui ăsta de aici cu zombiul. Call of Duty, pe ăsta a fost acum 10 ani de zile aproape. Ești nebun, uite, cap de zombi înainte, înăuntru, pardon. Interesant, oricum. Mamă, e tare setup-ul ăsta aici, mâncați-și gura ta. I-a luat și etajere să-i pună pe birou și cel mai mare birou de la găsit la Dedeman. Știu că am și eu fix de ăsta aici, nebun. Eu zic, mă, l-a prins măsa cu un prezervativ uzat în gură, coaie, l-a găsit cu prezervativul în gură. Nu știu de unde mi-a venit flashback. Bro, ce e satana asta aici, coaie? Coată de pisică, coaie, ești prost la cap? Ce mai băgat și pe ghezică în poză? Băiatul nostru, ești nebun? Cine la mine e târfa asta, coaie? Sincer, bro. Cât mai băliți coaie la streamerițe din afară? Opa! Toate perifericele cumpăra cu codul ăsta, zice. Bă, ăsta cine e, mă? Andrex. Bine că mi-a arătat coaie 171 de lei. Coaia trebuie să-i fie ai mei. Și tastatură mecanică X35 și mouse X35 și căști X35. Respect, regi. Dar totuși, cine este această mătracucă? Mamă, placă video cu triplu adaptor în el, mâncați-și gura ta. Păi așa e când ai sursă RM. Ia zi, frate, RM 1000E Gold, frate. Are, frate, alimentare PCI-5. Cum să n-are? Și alimentarea PCI-5 au direct adaptor, mâncați, se pișă pe ei. Îți zic 100% că sursa asta a fost cumpărată acum de nou, cu care 13700K și 4080 și a luat sursă de, ai să ai că mi-a luat sursă Corsair nouă, pula mea, și a luat sursă nouă și i-au dat aia la Mumu, nu are alimentare. O, te respecti, regele meu. Vezi, dracu, că e așa vie, carnea aia de mare puțin și începe să-ți cântă la orgă, mâncați-și gura ta. Tu poți doar să stai pe spate și să o filmezi cu camera de acolo și să o asculti. Bineînțeles, la salata aia nu i-ai dat nicio șansă, ești nebun. Interesantă carcasă reactor, are frumos și niște aftershave. Omul a servit și un iaurt pentru digest și un suculeț natural de măr. Da, mă, cred că cam de ajuns, regilor. Acest clip a fost adus prin intermediul prietenilor noștri de la CDK Deals. Le găsiți link-ul aici în descriere. Au mare reducere de Black Friday. Aveți Windows 11 la mare reducere, chiar dacă e codul ăsta lor de CD Black Friday. Până la urmă tot codul STR30 face și mai mare reducere. Deci codul STR30 în continuare rămâne cea mai forță reducere. După cum vedeți, se reduce prețul de la 32 de dolari la 22 de dolari. Mai aveți în descriere Windows 10 sau pachete Office 2016-2019. Windows 10. Folosim din nou codul STR30 și ajunge 16,55 USD, ron, care înseamnă vreo 78 de lei. Licență originală Office 2019, tot la fel, aplicăm codul STR30, ajunge 45 de euro, 223 de lei. Și Office 2016, codul STR30, îl aplicăm 25 de euro,
euro. Licențele sunt permanente, se atașează pe placa de bază, sunt licențe OEM, nu sunt licențe refurbished din Germania. Mulțumim încă o dată Vipsy de Kappa Deals pentru sponsorizarea acestui episod. Link în descriere, folosiți codul 130. Numele meu e stresul, îi sperie pe restul. Mă manifest la fel cum mă numesc și sunt the best-ul. M-am gândit să te spar la procesor pe beat, să-ți dau temperatură mai ceva decât COVID. Am intrat, faceți loc, au venit bărbații. Ai vrut să facem beef și au sărit înfometații. Te-ai dus la aparate după ce ai primit donații. Stai, nu trebuia să știe abonați.